Auzim adesea, zilele astea mai ales în anii ăștia, expresia dosare clasificate ale SRI, cu sensul de dosare secrete. Dar exprimarea asta nu e corectă, nu-i așa? Pentru că a clasifica are diverse sensuri în limba română, dar nu și pe cel de a secretiza. Acel sens a apărut din traducerea incorrectă, ca să nu spunem leneșă, a englezescului classified. Și e un pic ironic aceste împrumuturi inutile când avem cuvinte perfect adecvate în limba română se numesc barbarisme. N-am spus-o eu, scrie în dicționar. De 14 ani, proiectul Meldex Online își propune să fie un punct de referință pe internet pentru definiții și pentru astfel de probleme de exprimare. Servim un arc cam 3 milioane de utilizatori unici, care sigur sunt elevi, studenți, traducători și, bineînțeles, prieteni care la un pahar se ceartă și se contrazic pe sensurile cuvintelor. Cine a făcut asta, mă fără, dar... Unii mai mulți. Iată cum am fondat proiectul și ce am învățat din el, care cred că se poate generaliza la întreaga cultură românească. În 1999 am plecat să studiez informatica în Boston la MIT. Și aveam niște obsesii cu ordinea încă de atunci, precum se vede. Și acolo, spre onoarea mea, am fost parte dintr-o comunitate românească foarte strânsă. În continuu ne vedeam poate la o cină românească sau la o seară de film românesc. Dar ne păsa și cum ne exprimăm. Chiar ne vânam unii altora greșelile de exprimare, pentru că pentru noi era un fel de sport al minții, să fim în stare să vorbim românește corect, englezește corect și să nu amalgamăm cele două limbi. De altfel, e destul de trist că astăzi așa mulți oameni vorbesc o romgleză foarte neglijentă, mai ales oameni care n-au trăit o zi într-o țară vorbitoare de engleză ca să aibă o justificare pentru confuzia asta. Și într-o seară m-am contrazis cu un prieten dacă se spune corect două cratițe sau două crătiți. N-am avut dreptate. La vremea respectivă, însă, disputa a rămas netranșată pentru că nimeni nu avea un dicționar explicativ în campus. Din următoarea excursie în România, am adus cu mine unul, dar m-am și întrebat de ce nu există asta pe internet. Știam sigur că ar fi util, pentru că foloseam pentru temele de acolo, foloseam dicționare de limbă engleză intensiv și știam ce utilitate au. Și atunci am vorbit cu Academia Română, am vorbit către Academia Română, că nu mi-a răspuns nimeni, și atunci, în 2001, am zis, hai să încerc să fac eu asta. Și pe calculatorul meu din camera de cămin, am creat un site rudimentar și am zis, acesta este Dex Online, vreau să digitizez, adică să transpun pe internet Dex-ul, și oricine are puțin timp liber, este binevenit să contribuie. În primele 6 luni nu s-a întâmplat nimic deosebit, stagnam pe la vreo 50 de definiții, și mulți oameni chiar îmi spuneau, mă, dar ce încerci tu să faci? E nebunie. Chiar aveam și eu niște frustrări și nedumeriri față de proiect, pentru că, de exemplu, acum era server, trebuia să stea pornit 24 de ore pe zi, dar era un calculator făcut dintr-un buget de student, avea un ventilator foarte zgomotos, mă ținea treaz nopțile la propriu. Deci începutul a fost greu. Dar în 2002 s-a întâmplat un eveniment foarte fericit. Am fost descoperit de Federația Română de Scrabble, din rândurile cărora au venit primii voluntari care au început să contribuie sistematic, pagină cu pagină. Tot în 2002 s-a mai întâmplat un eveniment foarte fericit și foarte incredibil. Am absolvit. Și m-am angajat în California la Google. Și atunci a fost ultima dată când Dex Online a fost picat cam o săptămână, pentru că a trebuit să-l demontez, să-l pun în valiză, să zbor cu el în Silicon Valley și acolo să-mi procur internet. Și așa Dex Online este singurul site românesc care a zburat cu avionul. Da. De atunci weekendurile mele se împărțeau între explorarea însoritei Californii și tastarea și corectarea a sute de pagini de dicționare. Multe din eforturile pe care le-a făcut echipa noastră pot părea într-adevăr nebunie. De exemplu, cei mai activi doi voluntari ai noștri au dactilografiat fiecare aproape manual 8-9 mii de pagini. Închipuiți-vă 9 Biblii pe un raft, ei le-au dactilografiat. În 2014 am confruntat două ediții din Dex ca să vedem ce este nou și am inspectat vizual 10 de mii de perechi de definiții ca să le confruntăm. Am făcut aceste lucruri, nu știu, cu entuziasm, cu bucurie. Simțeam că lăsăm în urmă un document de o valoare inestimabilă pentru limba română și pentru cultura română.
Am putea spune că eram și noi mândri că suntem români, dar la modul pragmatic, nu cu vorbe ieftine și cu sloganuri pe blocuri. Digitizarea dicționarelor le-a făcut mai ușor de folosit. În primul rând, cantitativ, pentru că este mult mai rapid să tastezi un cuvânt decât să frunzărești o carte. Dar sunt și diferențe calitative pe care un dicționar pe hârtie chiar nu le poate oferi. De exemplu, Dex Online caută în mai multe dicționare simultan. Dex Online oferă sugestii și corecturi, oprobiu, oprobriu. Dex Online caută cuvinte care vă stau pe limbă, dar nu vă mai amintiți cum se spun. De exemplu, cum se numește acel tratament cu medicamente în doze foarte mici? Răspuns, homeopatie. Într-o oarecare măsură, Dex Online poate chiar și să fie un puls al societății. Dacă ne uităm, de exemplu, la cele mai căutate cuvinte în lunile recente. Nu e așa că ne identificăm cu fiecare din cuvintele acelea și știm ce au însemnat la vremea respectivă? În 2004, chiar sunt cele mai căutate. În 2004 am luat o decizie cu implicații profunde. Noi nu ne-am dat seama la acel moment. Am zis, oricine vrea poate să vină să descarce baza de date a noastră și să o folosească în orice scop, să o modifice, să o redistribuie, să o vândă, nu ne interesează. Și e o vorbă, dar din dar se face rai, pentru că peste munca noastră au venit alții care au făcut jocuri de cuvinte, Scrabble, Fazan, Rebus, care au făcut aplicații pentru telefoanele mobile. Cineva a făcut inclusiv un dicționar de rime. Și acesta este un proiect simpatic, dar și util. De exemplu, textierii de muzică română l-ar putea folosi ca să învețe ce altceva mai rimează cu mine și cu bine și cu tine. Și la rândul nostru am primit și noi foarte mult de la alții. De exemplu, conjugările de verbe care nu pot să lipsească din niciun dicționar, le-am luat cu o muncă doar de câteva luni, pentru că am construit peste munca unui lingvist suedez de origine franceză, Alf Lombard, care a avut mare drag de limba română și asta a făcut el printre altele. A scos un dicționar cu conjugările tuturor verbelor. Asta spune multe despre valoarea cooperării, dar și despre libertatea de a publica versiuni îmbunătățite ale unei opere. Astăzi, Dex Online e un proiect matur și util, dar nu putem să ne batem singuri pe spinare, pentru că treaba nu e terminată. Noi suntem doar o fărâmă dintr-un vast patrimoniu cultural care mai include partiturile muzicale, literatura, codul de legi, de ce nu? Și trebuie să ne întrebăm ce potențial are această chintesență a gândirii românești dacă o mutăm din biblioteci prăfuite pe site-uri la buricele degetelor. Noi am arătat că se poate și merită făcut efortul, dar Dex Online a avut parte de un lung șir de coincidențe fericite. Poate că în alt univers nu m-aș fi întâlnit cu Federația Română de Scrabble. Poate că în alt univers nu aș fi avut curajul să las un salariu la Google pentru o muncă pro bono la Dex Online. Poate că în alt univers nu ne-ar fi păsat, pur și simplu, și aia se întâmplă mai des decât credem. De aceea nu e prudent să spunem, lasă că se va găsi cineva care să tehnoredacteze zeci de mii de partituri muzicale, sute de mii de legi și acte normative, milioane de pagini de literatură. Ci trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi. Și iată câteva sugestii pe care le putem urma oricare dintre noi. Primul demers ar fi să milităm pentru reducerea duratei drepturilor de autor. Pentru că nu poți să digitizezi ceva la care nu ai acces în primul rând. O lege care îngrădește copierea 70 de ani după moartea autorului este o lege tiranică și depășită. De altfel, să condiționezi trecerea unei opere în domeniul public de moartea autorului este obscen. De ce? Eu vreau ca Mircea Cărtărescu să fie veșnic tânăr și să scrie multe cărți bune, dar în același timp îmi doresc ca operele sale să intre în domeniul public înainte de 2100 și ceva. Când s-au cristalizat primele legi ale copyright-ului în secolele 17 și 18, copierea de cărți era o activitate a industriașilor. Oamenii de rând nu puteau copia cărți, pentru că tiparul era exorbitant de scump. Și atunci legea copyright-ului avea sens. Ea le lua oamenilor o libertate pe care ei oricum nu și-o puteau exercita și le dădea în schimb diseminarea culturii, creșterea nivelului de educație și de trai. Dar astăzi, cu toții avem în casă un tipar, el se numește calculator. Iar copierea, ați văzut? Am copiat o carte. Ctrl-C, Ctrl-V. Copiez o carte pe secundă. Astăzi copierea este o libertate pe care oamenii și-o pot exercita și ei și-o vor exercita oricât de mult îi jignim cu cuvinte grele ca pirat, oricât de mult îi amendăm, le invadăm casa și îi băgăm la pușcărie.
Și atunci a venit momentul să ne dăm seama că legea copyright-ului în forma curentă și cu durata curentă nu mai este un motor al progresului, ci este o frână în calea progresului. Trebuie să o reducem probabil la 10 ani de la publicare. Un al doilea demers pe care îl putem face este să-i cerem statului român să se implice în această activitate. De multe ori, statul român are deja acces la forma digitală a unei opere, cum ar fi codul de legi. L-ar costa probabil 1 milion de euro ca să facă un site pe care fiecare român să poată citi codul de legi căruia este supus. Chiar și în situații în care copierea trebuie făcută manual, cu eforturi mai mari, un calcul foarte generos arată că ajungem la o fracțiune din costul altor proiecte. Iar timpul va demonstra care din aceste proiecte sunt meritorii pentru românitate și care dintre ele sunt deșertăciune și goană după vânt. Iar până când aceste două demersuri dau roade, pentru că sunt demersuri cu statul și astea trenează zeci de ani, putem să continuăm fiecare dintre noi implicarea privată. Civismul, adică interesul pentru treburile cetății, nu este perimat, nu este ceva rușinos, nu se aplică doar în vreme de război, este foarte actual și este foarte carismatic. Eu vorbesc adesea cu oameni care mă întreabă ce faci, cu ce te ocupi și le zic, uite, lucrez cu LaDex Online, programator. Sunt întâmpinat cu atâtea efuziuni încât mi-aș putea întemeia o religie minoră pe efuziunile astea. E un sentiment extraordinar. Dacă am învățat ceva din anii mei la Google, ca inginer acolo, a fost să fac întâi lucrul cel bun. Când văd o nevoie pe care știu că eu o pot suplini prin munca mea, să fac asta. Google a început cu 6 litere colorate și o cutie de căutare pe o pagină albă. Ei n-au început gândindu-se cum fac eu un site care să valoreze 370 de miliarde de dolari. Dar ei au văzut ceva. Au văzut că internetul anului 1998 era în explozie de informații, dar nimeni nu le putea găsi pentru că nu erau bine indexate. Și Google a făcut asta. Atunci când suplinești o nevoie reală a societății, se va crea un flux de oameni la magazinul tău, la site-ul tău, la școala ta, la biserica ta. Și din acela se va crea cumva și un flux de bani. De aceea vă îndemn, uitați-vă în jurul nostru că sunt atâtea lucruri de care societatea are nevoie, cultura și nu numai. Asumați-vă unul dintre ele, măcar o oră, două pe săptămână și vă garantez că veți găsi satisfacții materiale și mai ales recunoștință morală, care nu are preț. Succesul nu se poate măsura individual. Eu sunt cel din dreapta. Succesul nu se poate măsura individual. Dacă vine un capitalist sălbatic și vă spune eu cu astea două mâini și cu capul meu am făcut, m-am ridicat unde sunt, minte. Cu toții am luat foarte mult de la societate. Suntem cea mai răsfățată generație care a trăit pe glob vreodată și am ajuns aici tocmai pentru că ne-am ridicat pe spinarea mii de generații de strămoși care nu au visat vreodată la confortul nostru. Se cuvine așadar să dăm puțin înapoi din acest confort al nostru sub formă de timp dedicat societății. Acela este adevăratul succes. Vă mulțumesc pentru atenție!